Din acest an, în România, a început să fie implementat un nou sistem în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere, cel intitulat Plătești cât arunci. În județul Hunedoara, acest sistem urmează să fie implementat începând cu data de 1 noiembrie. Sistemul plătește pentru cât arunci a fost implementat în legislația din România începând cu 2018. A suferit câteva modificări. Este în județul Hunedoara, pe zona în care ne derulăm activitatea, zona 1, Brat, zona 2, Hațec și zona 3, Centru. Se bazează pe frecvență și volum. Practic, fiecare generator va avea acasă sau la blocuri o pubelă sau un recipient care pentru deșeurile reziduale care va fi cipat și în momentul în care el va fi colectat, se va ști că s-a făcut prestația și va plăti strict pentru acea prestație. Bogdan Constantinescu, directorul general al SC Brai-Cata SRL, unul dintre operatorii din domeniul salubrității care activează în județul Hunedoara, a explicat cum va funcționa acest sistem, existând mici diferențe între modul de colectare de la case și blocuri. Vor fi dotați cu saci pentru deșeurile de hârtie, carton, un sac albastru și un sac galben pentru deșeurile de mase plastice și metal. Acești saci se vor distribui la toți care locuiesc la case în mediul urban și rural, iar cei care locuiesc la platforme plumbii familiale vor avea acele recipiente albastre, galbene și verzi. Este important de reținut că vor fi tarife separate pentru prestarea acestor servicii, existând chiar și unul penalizator dacă se încalcă anumite reguli. Se va plăti în baza unui abonament bazat pe o frecvență lunară de colectare. Tot ce va fi suplimentar generat de către generator va fi plătit cu un alt tarif, iar în momentul în care va genera deșeuri și le va depozita incorrect, adică la deșeurile reciclabile se vor regăsi la rezidual și invers rezidual la reciclabil, va plăti un tarif penalizator. Deci, practic, vor fi trei tarife: tariful general, tariful de bază, tariful suplimentar, în care dacă ai avut o petrecere acasă și ai generat mai multe deșeuri, ai niște deșeuri suplimentare și scoți pubela suplimentar față de abonamentul de bază și tariful penalizator, practic te penalizează că nu ai depus corect deșeul. Mai multe amănunte pe această temă puteți afla urmărind atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva, emisiunea La Subiect din data de 28 octombrie, în care invitat a fost Bogdan Constantinescu, directorul general al SC Brai-Cata SRL, unul dintre operatorii din domeniul salubrității care activează în județul Hunedoara.